Iubiți credincioși, dacă ne uităm în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe Române, vedem că în ziua aceasta de luni este trecut praznicul Sfintei Treimi. Este cel mai greu să vorbești astăzi. Pe de o parte, ar trebui să fie cel mai lung cuvânt, adică fără de sfârșit. Că despre Dumnezeu niciodată nu putem să terminăm să vorbim. Pe de altă parte, ar trebui să fie cel mai scurt cuvânt, cea mai scurtă predică. Pentru că niciodată nu putem să vorbim despre Dumnezeu așa cum ar trebui. Cine suntem noi, făpturi de țărână, făpturi ale lui Dumnezeu, lut în mâna olarului, ca să vorbim despre Stăpânul, despre Dumnezeu, despre Tatăl? Așa că, da, cu greutate, voi încerca, vă spune un gând, pornind de la sărbătoarea de astăzi, pe scurt, și doresc ca vă vorbi cu îngăduința dumneavoastră despre dragoste și frică. Despre dragoste. Cuvânt pe buzele multor astăzi. I love you este ca un fel de bună ziua. Și răspunsul I love you too e la fel tot un fel de bună ziua. Dar știm noi ce este dragostea? Dumnezeu a zis despre sine că ce este? Că dragoste este. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu ar vrea să vadă dragoste și în noi. Dumnezeu este dragoste pentru că Tatăl iubește pe Fiul și Fiul iubește pe Tatăl. Tatăl iubește pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt iubește pe Tatăl. Fiul iubește pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt iubește pe Tatăl. Cum adică? Nu știu. Dar îndrăznesc a zice ceva. Cum credeți dumneavoastră că s-a întrupat Fiul? Credeți că i-a poruncit Tatăl? Nici măcar nu l-a rugat Tatăl pe Fiul să vină, să se întrupeze și pentru noi, ceilalți fii, alt fel de fii, să se răstignească, să moară și să învieze, ca să ne facă asemenea Fiului celui dintâi. Nenăscut sau născut din Tatăl mai înainte de veci, dar nu născut ca noi fiii din oameni. Fiul, numai simțind dorința Tatălui, ca El să vină lume, ar fi zis și să ne ierte Dumnezeu că folosim cuvinte omenești pentru cele dumnezeiești, a zis Fiul, mă duc, înainte de a îi se cere. Înainte de a îi se cere. La fel și Duhul cel Preasfânt n-a fost trimis ca primind o însărcinare din partea Tatălui la rugămintea Fiului. Nu. El însuși a dorit să vină, pentru că așa a vrut Tatăl. Pentru că pentru aceasta s-a rugat Fiul. Dragostea înseamnă să o iei tu înaintea celuilalt, chiar a rugăminții. Și cum zicea cineva, ca să înțelegem noi ce înseamnă o poruncă, și chiar poruncă din partea lui Dumnezeu. Dacă țin la tine, la dumneavoastră, la mama, la tata, la oricine, atunci îi pot zice oricând, cea mai mare dorință sau cea mai mică dorință a ta e poruncă pentru mine. Fiul se smerește în fața Tatălui.
și Tatăl se smerește în fața Fiului. Tatăl nu se consideră mai mare decât Fiul, nici Fiul față de Tatăl, nici Duhul față de amândoi. Unul în fața altuia își împărtășesc negrăit și de neînțeles pentru mintea noastră dragoste în duh de smerenie. Și dacă Dumnezeu este dragoste, iubiți credincioși, cu nimic altceva nu-L putem bucura decât arătându-I dragoste Lui și arătând dragoste între noi. Cu ce credeți? Cu ce credeți că a reușit creștinismul în lumea aceasta să biruiască? Oare cu minuni? Nu cred. Oare cu cuvinte mari? Nu cred atât de mult. Oare cu fapte minunate, cu catedrale, cu biserici, cu, nu știu, cu fast liturgic? Nu atât de mult. Dar cu ce? Cu dragoste. Și noi așiși de rea, dacă vrem să-L mărturisim pe Dumnezeul nostru, care-i Dumnezeu al dragostei, oamenii ar vrea să vadă în noi nimic altceva, ci dragoste. Cum, iarăși zic, îmi este greu a vă spune. Uneori dragostea înseamnă răbdare, dar înseamnă mai mult decât răbdare. Uneori dragoste înseamnă iertare. De cele mai multe ori înseamnă iertare, dar e prea puțin să spun că dragoste este doar iertare. Dragoste înseamnă nejudecare, dar e mai mult decât a nu judeca pe celălalt. Îl las pe Dumnezeu să vă învețe și să ne învețe ce înseamnă dragoste. Rugați-L pe El, care-i Dumnezeul dragostei, să ne învețe cum să arătăm dragoste față de semeni și față de El. Că zice Sfântul Ioan Evanghelistul, că mincinoși suntem, dacă proclamăm că iubim pe Dumnezeu și suntem indiferenți sau chiar urâm pe fratele nostru. Semnul prezenței lui Dumnezeu în viața noastră este dragoste. De aceea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, ca primă roadă a Duhului Sfânt, asta spune. Roada Duhului este dragostea, bunătatea, răbdarea, îndelunga răbdare, nu doar răbdarea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, blândețea, curăția. Dar prima roadă este dragostea. Care e opusul dragostei? Vei zice că ura. Și nu greșiți. Dar eu îndrăznesc ca vă spune că opusul dragostei, dintr-un anumit punct de vedere, nu e atât ura, cât frica. Frica e arma dușmanului lui Dumnezeu celui mai mare. Frica este arma diavolului. Frica este puterea cu care El vrea să acapareze lumea. Dumnezeu câștigă lumea prin dragoste. Puterea lui Dumnezeu este dragostea, care nu forțează, care nu anulează libertatea omului. Dumnezeu nu intră cu bocancii, cum zicea cineva, în viața cuiva. Dumnezeu e dragoste și dacă e dragoste și smerenie, de va vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, de va dori cineva să ia crucea, dacă vrei. Asta e dragostea și ăsta e Dumnezeul nostru. Nu îi duce pe oameni în rai cu forța, dacă vrei. Vrăjmașul lui cel din tâi, demonul, satana, prin frică îi câștigă pe oameni. Da, vei zice, dar parcă nu zice Cartea Sfântă că începutul înțelepciunii este frica
de Dumnezeu. Cum se împacă asta? Începutul este frica, dar sfârșitul este dragostea. Și zice Sfântul Apostol Pavel, iubirea desăvârșită alungă frica. Atunci când iubești pe cineva, nu ți-e mai frică de el. Noi neiubindu-L pe Dumnezeu, la început ne e frică de El. Dar pe măsură ce împlinim poruncile, că acesta e semnul iubirii de Dumnezeu, că s-a zis așa în Sfânta Evanghelie, păzirea poruncilor. Când îi iubești pe Dumnezeu, îi împlinești poruncile și pe măsură ce îi împlinești poruncile, îi iubești și mai tare pe Dumnezeu și pe măsură ce îi iubești și mai mult pe Dumnezeu, îi împlinești și cu și mai mare drag poruncile care nu-ți mai sunt pentru tine porunci în felul cum poruncesc oamenii, ci sunt dorințe ale Dumnezeu și din drag de Dumnezeu îi împlinești, din drag de Dumnezeu vii la El la biserică, din drag de Dumnezeu postești, nu că e o poruncă în calendar sau pus într-o carte, din drag de Dumnezeu. Opusul dragostei, țineți minte, pentru ziua de astăzi și pentru vremile de astăzi, e frica. Semnul venirii lui Antichrist, zic părinții, va fi duhul de frică pe care îl va sălășlui în noi. Când Dumnezeu cercetează pe om, lasă în urmă un duh de pace, semn al dragostei. Când cel rău, demonul, te ghilimele, cercetează, îți lasă frică. Când vă treziți din somn în urma unui coșmar, simțiți pace sau vă este frică? Și ce facem noi atunci, învățând asta de la bunica, de la mama? Îl chemăm pe Dumnezeul dragostei și când facem semnul Sfintei Cruci, pe trupul nostru, pe perna noastră ne culcăm și pleacă frica. Când e frică, unii oameni zic că au făcut Sfânta Cruce doar cu limba și a pierit frica. De ce? Pentru că lui demonului, lui e frică de cruce, lui e frică de dragoste, lui e frică de Dumnezeu. Dacă trebuie să fie un lucru în lumea asta de care trebuie să ne fie frică, e frica. Să ne fie frică de frică. Și acum, poate unii au încercat, poate au și reușit, să ne determine să ne fie frică unii de alții și de vremile în care suntem. Dumneavoastră biruiți frica asta prin dragoste. Da, nu mai stați umăr lângă umăr. Ca așa slecile, stăm la o leacă depărtare. Dar anulați acești 2 metri dintre dumneavoastră cu inima ca să transmită celui de lângă dumneavoastră dragoste. Ne e frică, s-au zis, nu vă atingeți unul de altul, nu vă îmbrățișați unul cu altul. Și o vom face din ascultare. Dar vom ști să ne îmbrățișăm nu cu brațele, ci o să ne îmbrățișăm cu inimile. Cu atât mai mult când cineva ne oprește de la ceva, noi putem să venim cu reversul mai puternic. Unii, din dragoste față de mama și față de tata, care peste 60, peste 70 de ani, în aceste 2 luni, au ezitat să-i viziteze. Ca nu cumva ei, purtător asimptomatici fiind de boală, să nu-i îmbolnăvească. Asta să nu rupă dragostea, să o facă mai puternică dragostea. Cu mai mare drag să ne gândim la mama și la tata. Cu mai mare drag să ne gândim la cei care au rămas în Italia și n-au reușit să ajungă acasă și nu i-am văzut de Paști. I-am văzut numai pe Facebook, i-am văzut numai pe WhatsApp, i-am văzut numai pe Zoom sau pe Google Duo. Dar inimile noastre să rămână așa cum le vrea Dumnezeu, aprinse, iubiți credincioși, cu focul vâlvătăii dragostei și când nu simțim dragoste, să o cerem de la Dumnezeu. Tu, Doamne, care ești dragoste, învață-ne și pe noi să simțim dragostea. Să simțim dragostea celui de lângă noi, că poate cel de lângă noi vrea să ne-o dea, dar dacă eu sunt strâns cu inima, n-o simt, n-o pricep,
Și mi se pare că se uită urât la mine și poate El se uită frumos. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne învețe dragostea. Să arătăm dragoste în jur necondiționat. Necondiționat. Nu așteptați ca cineva să vă arate dragoste ca după aceea dumneavoastră să arătați dragoste. Niciodată nu o să fie așa. Dă tu mai întâi și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze mai departe. Nu contează că ne-a vorbit cineva de rău, că ne-a făcut cineva un rău. Nu răul va birui. Dacă răspund la rău cu rău, se fac două rele. Dacă răspund la rău cu bine, se anulează și binele va birui. Dragostea va birui. Dumnezeu va birui. Cel rău, prin ură, prin frică și prin orice, își va face pe mai departe mendrele lui. Și Dumnezeu va aștepta și va răbda, dar până la urmă, dragostea, adică Dumnezeu va birui. Primiți, vă rog, cuvântul meu simplu și nemeșteșugit, că nu știu cum să vi-l spun altfel. Și de n-am fost eu suficient, că nu sunt suficient de vrednic de crezare, credeți-L pe Dumnezeu. Credeți-L pe Dumnezeu care dragoste este și care dragoste vrea să fie în lume și care dragoste a statornicii să fie legea din împărăția Lui cea cerească. Amin.